Dumitru Bagdazar este părintele neurochirurgiei românești, fiind cel care a pus bazele școlii românești de neurochirurgie. A adus contribuții originale în domeniul cordotomiilor spinale, tuberculoamelor cerebrale și patologiei tumorale a măduvei spinării. Între anii 1913-1919, Dumitru Bagdazar a urmat cursurile Facultății de Medicină la Institutul Medico-Militar, unde obține în anul 1922 titlul de doctor în medicină. După absolvire, devine medic secundar la secțiile neurologie și chirurg la Spitalul Militar, lucrând și la Laboratorul de Histologie și Anatomie Patologică București. În anul 1922-1926, Dumitru Bagdazar se specializează în neurologie sub conducerea lui Gheorghe Marinescu și Ion Noica, iar în chirurgie sub îndrumarea lui Dumitru Butoianu. În 1927 își dă demisia din armată și face studii de specializare în America, la Boston, în clinica lui Harvey Cushing, în anii 1927-1929. Împreună cu Percival Bailey, Bagdazar publică două lucrări privind tratamentul gomelor cerebrale și corboblastoamelor intracraniene.